În weekend, CSM Slatina a disputat etapa a 12-a a Ligii a 3-a cu gruparea Minerul Costești. Echipa slătinană s-a impus cu 6-0 prin golurile marcate de Doman, Manea, Popovici, 2 goluri, Cincă și Rareș Deta. După această victorie categorică, Ovidiu Burcă se declară mulțumit atât de rezultat cât și de evoluția elevilor săi. Un rezultat bun, dar mai presus de orice m-am mulțumit foarte mult atitudinea jucătorilor, pentru că n-a fost ușor. A fost un teren foarte dificil, foarte mic ca dimensiuni și o echipă pe care în tur n-au putut să o învingă, o echipă ambițioasă, cu jucători unii cu experiență. Și, în primul rând, m-am mulțumit atitudinea, concentrarea, faptul că pe parcursul a 90 de minute, indiferent de rezultat, au jucat cu aceeași intensitate. Asta m-a mulțumit foarte tare. După acest joc din deplasare, gruparea slătineană se menține pe poziția a doua a clasamentului seriei. Pentru CSM Slatina urmează un duel greu, cel cu CSM Alexandria. Alexandria este una dintre echipele bune ale acestei ligi. A fost primul meu meci când am venit aici, am jucat în deplasare. Am învins-o 2-0, dar datele problemei vor fi cu totul altele. Va trebui să rămânem la fel de concentrați. Pentru noi, de când am venit aici, am spus întotdeauna că trebuie să luăm meci cu meci, să nu ne gândim foarte departe. Am preluat o echipă din mers, dar cred că lucrurile încep munca pe care am făcut-o în toate aceste săptămâni își arată roadele. Și eu sper să o ținem tot pe acest trend ascendent. Partida CSM Slatina, CSM Alexandria se va disputa pe stadionul 1 Mai, sâmbătă, de la ora 14.